Sunteți foarte frumoși. Foarte frumoși. Ești foarte frumoase straile. Maramureșeancă. Când vin Maramureș, trebuie să spui cele mai faine haine. Mai prins. Stați să mă vedeți pe mine în spatele camerei. Numai mire nu ești tu. 3000 de euro. Chiar și 3000 dacă cineva îi place. Nu e om dacă nu are. Corect, am uitat, da. Mulți ani, bine mulți ani, bine v-am găsit. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un vlog marca Hai Hui în 2. Salutare dragilor, călătoria noastră ne poartă de această dată prin Maramureș. Ne propunem să descoperim Maramureșul autentic timp de 10 zile și începem dintr-un loc cu totul și cu totul special, dintr-o locație inedită de poveste, căsuța din povești, cum îmi place mie să-i spun. E în spatele nostru. Casa Colț din Maramureș, incursiunea perfectă în Maramureșul istoric. Sincer, abia așteptam să ajungem aici, încă de pe vremea când eram în Ecuador, Octavian și Mirela, gazdele noastre, ne-au scris și ne-au invitat aici. Și iată că după aproape 2 luni de România am ajuns în cele din urmă aici și suntem cuceriți, fascinați, foarte bucuroși să ne aflăm în această zonă a țării atât de vestită și atât de frumoasă, pentru că da, Maramureșul este spectaculos. Așadar dăm startul unei călătorii de poveste din Ocna, Sugatag, vestita stațiune balneoclimaterică din inima Maramureșului. Haideți să vă prezentăm locația. Când vin Maramureș, trebuie să spui cele mai faine haine, cele mai bune haine, pentru că oamenii de aici sunt mândri, sunt harniși, sunt gospodari și trebuie să te ridici la standardul lor. Fiecare gospodărie din Maramureș te primește astfel, cu o poartă impunătoare, sculptată în lemn, cu motive tradiționale specifice acestei zone, foarte frumoasă. Și îmi place că nu e foarte înaltă și nu e foarte, foarte impunătoare. E așa, ca pentru noi. Așadar, haideți să descoperim împreună această cazare cu totul și cu totul specială. Ne simțim ca acasă, de fapt e o casă departe de casă. O să vedeți și voi imediat că ne oferă întreg confortul de care avem nevoie. Această curte destul de mare, chiar vorbeam cu Ion și ne spuneam că la o casă n-ai nevoie de o curte mai mare, aici tot ce trebuie. Ai un hamac, șezlonguri dacă vrei să stai la plajă, avem acest leagăn în care diseară cred că o să stăm așa și o să privim cerul savurând un pahar de vin. Cireașa de pe tort este ciubărul din partea stângă, care este, bineînțeles, încălzit. O să facem și noi diseară o baie, sperăm, pentru că astăzi ne așteaptă o zi destul de plină. Este abia dimineață, noi ne-am băut cafeaua și am zis că trebuie să începem ziua așa în forță cu o prezentare a cazării. Avem și această băncuță, unde sigur o să ne facem poze mai târziu în costume tradiționale maramureșene. Faza faină e că vremea ține cu noi, pentru că până ieri au fost furtuni în zona asta și cum au apărut chiperii Hai Hui în 2 în Maramureș, s-a înseninat cerul. Aici avem o bucătărie de vară, o terasă unde oaspeții își pot găti, pot face un grătar sau pot sta pur și simplu la un pahar de vișinată, la un pahar de horincă. Acesta este cuptorul, grătarul, avem și o plită, poate facem niște scrijele până plecăm. Da, este dotat, avem un frigider aici, ce mai avem, o masă. Da, bucătăria ideală de vară. Și ca de fiecare dată când ajungem într-o casă tradițională, ne punem întrebarea, oare ce poveste ascunde, oare ce istorie are în spate? Aceasta este bucătăria casei Colț din Maramureș, e foarte mare, foarte bine utilată. Avem o plită, avem hot, avem o plită electrică, toate instrumentele să ne facem cafea, pâine prăjită, cuptor cu microunde, jos se află ustensilele de bucătărie. Avem și niște compoturi, dulcețuri, vase tradiționale, oare sunt de la marginea? Pare a fi ceramică neagră de marginea, vedeți și cănile, totul este tradițional, exact ce vă spuneam adineauri. Avem și o lampă care luminează încăperea. Aceasta este masa din bucătărie, extrem de simplă, dar plină de farmec. Ai tot ce trebuie aici, încât să nu ți se facă dor de casă. Ne scuzați, aici ne-am pus bagajele, aici este și un scăunel. Cred că în momentul în care se face focul aici în cuptor, scăunelul acesta se încălzește și e foarte, foarte plăcut să stai iarna, vă dați seama, așezat. Acum vă poftim în sufrageria căsuței noastre. Priviți-o cât e de frumoasă și cât e de colorată. Ce observ eu prima dată aici, o particularitate a Maramureșului, sunt aceste perne așezate sus, așa cum se așeza odată zestrea în zona noastră, cel puțin în Bucovina așa era. Foarte multe obiecte decorative. Vedeți, sunt aceste fiare de călcat. Avem și o sobă care pe timp de iarnă se pare că dă un randament extraordinar. Aceasta este canapeaua din Casa Mare, care se poate transforma într-un
pat pentru cel puțin două persoane. Aici avem alte obiecte decorative, căni, vaze, pictate, vedeți cât sunt de frumoase. Atenția la detalii este desăvârșită aici și încă un lucru care mi-a atras mie atenția este această coroană realizată din nuiele. Seamănă foarte mult cu gardul de la intrare pe care sunt sigură că l-ați văzut mai devreme. Farfuriile acestea care decorează și care înseninează camera sunt extrem de frumoase. Îmi pare rău dacă lumina nu este foarte, foarte bună, dar vedeți și voi, geamurile sunt destul de mici, iar în casă este extrem de bine, e răcoare, se păstrează temperatura constantă și asta este un atu al caselor tradiționale. Aici se află o baie de serviciu. Înainte de a urca la etaj, vreau să vă arăt pereții acestei case. Priviți-i puțin, se văd paiele, semn că tehnica folosită este străveche. Este o tehnică pe care bunicii noștri, străbunii noștri au folosit-o sute de ani, iar Octavian împreună cu Mirela nu au lăsat nimic la voia întâmplării. Au fost atenți la fiecare detaliu. Am omis să vă arăt scoarțele acestea de pe jos, care sunt foarte colorate, cu multe motive tradiționale specifice Maramureșului. Iar acum haideți să urcăm sus. Auziți și voi cât de plăcut este sunetul acestui lemn care scârție sub tălpile noastre. Iar acum vă poftim în dormitorul nostru. Prima imagine care mi-a sărit în ochi este acest pătuț din lemn. Este atât de frumos și o imagine pe care n-am mai văzut-o de foarte mult timp, dar e un detaliu foarte important pentru cei care intenționează să se cazeze aici și au copilași mici. Să știți că aveți acest beneficiu din partea gazdelor. Aici sunt expuse câteva costume tradiționale pe care sunt sigură că o să le testăm și noi puțin mai târziu, o să ne pozăm în ele și o să încercăm așa, preț de câteva minute, să fim maramureșeni. Sperăm să ne și iasă totuși. Foarte faine elementele acestea, motivele tradiționale, vedeți că totul se învârte în jurul trandafirului. Până și pe fuste le regăsim și pe baticuri și chiar pe scoarța care acoperă patul. E foarte confortabil și da, totul este despre culoare aici, despre atenția la detalii. Practic, aici sunt două paturi. Avem unul în partea dreaptă și mai este unul în partea stângă. Aici se află cea de-a doua baie a casei Colț, dotată cu o cabină de duș. Este foarte mare. Ce îmi place mie este faptul că și aici s-au păstrat elementele tradiționale. Vedeți și voi, pereții sunt realizați la fel, folosindu-se aceeași tehnică ca în celelalte încăperi, lemnul este folosit în baie, inclusiv podeaua este din lemn, iar chiuveta este pictată, un aspect cu totul și cu totul inedit. Și îmi place foarte mult și decorațiunea aceasta, rama oglinzii, de fapt, că este o ramă extrem de colorată. Da, n-ai cum să-ți începi ziua aici și să fii supărat, pentru că te uiți în jur și vezi foarte, foarte multă culoare. Iar pe jos, bineînțeles, avem covoarele tradiționale maramureșene. Ne simțim ca acasă aici, repetăm, știm că am spus asta până acum de foarte multe ori și de-abia am ajuns, dar ținem să le mulțumim gazdelor noastre că ne-au invitat și că ne-au oferit această șansă de a experimenta Maramureșul autentic, Maramureșul frumos, plin de tradiții, de voie bună, de horincă, de ceteraș, de muzică frumoasă, de oameni gospodari, de mâncare bună și de multă, multă culoare. Și era să cobor fără să vă arăt aceste corpuri de iluminat. Priviți cât de inedite sunt și pe cât de simple. Sunt niște becuri legate de sfoară și rulate după o bârnă. Extraordinar! Și priviți cât de înalt este tavanul, o altă particularitate a acestei case care ne place extrem de mult. Am încheiat turul, dar am omis să vă arăt ceva. Gazdele ne-au așteptat aseară cu aceste cornulețe. Au mai rămas doar 4 cornuri cu gem de prune și cu nuci. Și stați să vă mai arăt ceva. Nu știu dacă voi v-ați dat seama, dar din această prezentare a casei a lipsit Ion. Unde să fie, unde să fie, l-am găsit. M-ai prins. Ce faci aici? Stau în gang, acesta este locul favorit de la această cazare. Da. Știi, îmi place mult, cum se vede curtea. E una dintre cazările favorite din România, să știți. Da, priviți și voi cât de faine geamurile, sunt vopsite în albastru, avem și o trăistuță. Da, nu știu dacă v-am arătat această băncuță. Banca lui Ion, îi punem un nume? Da, Banca lui Ion. Când veniți aici, dați un tag pe Instagram și spuneți că sunteți pe Banca lui Ion. Hashtag Banca lui Ion la Casa Colț din Maramureș. Da, e senzațional. Da.
tocmai am primit un pont de la gazda noastră și anume să mergem la mănăstirea Bârțana, încât să vedem oamenii îmbrăcați în straie tradiționale după ce ies de la biserică. Ne-am dat seama târziu, altfel am fi mers și noi mai devreme, dar o să facem un vlog separat de la Bârțana, Săpânța. Acum mergem doar să tragem cu ochiul și să-i admirăm pe localnici și trebuie să-i dăm bătaie pentru că parcurgem un drum de 30 de minute, da? Zic bine? După care venim și vă pregătim o surpriză. Haideți că am ajuns la Bârțana, fix în momentul în care oamenii au ieșit de la biserică și ia priviți cum sunt îmbrăcați în haine tradiționale, ce frumos! Foarte complicat să găsești loc de parcare aici, vedeți că peste tot sunt mașini parcate de o parte și de alta a șoselei. Haideți să traversăm. Da, nu toată lumea este îmbrăcată în haine tradiționale, vă dați seama, dar chiar și așa mi se pare un lucru inedit în anul 2021 să avem parte de astfel de imagini. Și îndrăznesc să spun că Maramureșul este una dintre zonele în care încă se mai păstrează tradițiile. Cum vă cheamă? Tonia. Tonia? Iulian. Iulian Tudor, nu? Fabian. Sunteți foarte frumoși. Foarte. Ești foarte frumoase straile. Maramureșeancă. Sunteți obosiți? Puțin? Da. Felicitări pentru că vă tradițiile. Așa. Mulțumim. Străin a fost odată, străin și alungă. Cuvintele sunt de prisos acum, am lăsat sunetele originale pentru că sunt mai presus de orice. Minunată incursiunea în Maramureșul istoric aici la Mănăstirea Bârțana. Ne-am încărcat cu liniște, cu energie bună din acest loc mirific, din punctul meu de vedere. E o oază de liniște și apreciez foarte mult în această zonă că oamenii păstrează tradițiile și se îmbracă tradițional la biserică, după cum ați văzut, și participă în număr mare la slujbe. Toată familia, copii, părinți, bunici, străbunici, dacă este cazul, da, o lecție de patriotism, să-i spunem, de istorie și de folclor. Omenie. Da. Noi mergem la cazare pentru că urmează să ne îmbrăcăm și noi în straie tradiționale și să gătim ceva de aici, din Maramu. A venit momentul să ne îmbrăcăm în straie tradiționale și mă simt ca o mireasă acum. Stați să mă vedeți pe mine în spatele camerei. Numai mire nu ești tu cu blugiul. Vai, dar ce frumos e costumul. Asta e cămeașă din pânză țesută. Oh. Și cusută tată manual. E foarte greu de cusut, nu oricine știe și e foarte migalos, foarte mărunt, pe două fire, două, trei fire. Dar cât vă ia să faceți? Că dumneavoastră coase, ții, nu? Eu asta am învățat de mică, de la 16 ani și acum continuu
să lucrez tot în domeniul ăsta. Nu v-am făcut cunoștință cu doamna Maria. Ea o să ne gătească astăzi plăcinte, nu doar că are grijă de noi și ne îmbracă așa frumos, arătăm și noi maramureșeni, o să ne și gătească și o să ne învețe tainele plăcintelor de aici din Maramureș. Să arătăm a oameni. A oameni, da. A, deci așa să spunea Gemul, după ce ești îmbrăcat cum trebuie, spune arăți a omamu. Arătăm a oameni, gata, aproape, da. Nu chiar, că mai avem. Acum așa. Acum trebuie să vă spun, asta se numește sumnă, deci nu-i fustă. Asta este o sumnă foarte veche, de sute de ani. A fost o fabrică în Praga, care a ars. Mai ies acum numai, că nu se mai fac tot așa, nu reușește nimeni să le egaleze. Deci astea sunt originalele și sunt care sunt copii după ele. Ok, deci asta are câteva sute de ani? Câteva sute de ani și foarte scump, ajunge... S-ar putea sumna asta să fie mai mult de 2000 de euro, 3000 de euro, chiar 3000? Și 3000 dacă cineva îi place. Cea mai scumpă ținută o port astăzi, dar ea cât valorează? Păi și ea, în funcție de model, dacă e modelul mai complicat, e mai mult de lucru pe ea, e mai scumpă și o ea ajunge până la 2000 de euro. Credibil. Și mai sunt și brodate care nu-i chiar așa de scump, dar și în alea brodate, să mai face și brodat în ele, dar și la alea se combină cu cusut cu mâna, că trebuie încrețite manual. Așa că trebuie artă. Să ai grijă azi. Da, trebuie să am grijă, o adevărată artă, dar cât vă ia să realizați o cămașă precum aceasta? Cam o iarnă. Așa de mult? Da, iarna se lucră, că vara au lucru la câmp, da. Femeile și la țară au alte activități. Iarna stau în casă și cos. A, deci o iarnă, o cămașă. Cam așa. Nu poți nici să stai numai de ea, că da, femeia mai acasă mai are și alte activități, mai trebuie mâncare la soț, mai copii. După ce își termină treburile. Activitatea și da. Treburile, să apucă de cusut. Nu stă la televizor. Da. Nu stă pe Facebook. Și pe Facebook. La jupon se spune stan. Stan. În termenii noștri. Și trebuie un pic ridicat să se vadă numai colțe. Așa, eu sunt aici, eu stau cu minte, nu... Stați așa, îmi țineți un pic așa să vă ridic. Oricum îți stă foarte, foarte bine. Stă bine, nu? Dacă e și frumoasă și hainele frumoase. Mai avem un batic pe care trebuie să-l luăm. Mai îi spunem vraniță la asta. E așa ca ușa la intrare, tot vraniță se numește. Uitați-vă, acum stă bine. Acum. E făcută pe stânga cu sută. Că nu spăturile creță. Deci trebuie să se așeze într-un anumit fel. Nu... nu e nimic întâmplător. Uitați-vă cum arată acum de bine. Da, da, sunt maramureșeancă. Ești de aici. Da, dar mie îmi plac opincile dumneavoastră. Dacă vreți, vă... Da. Mă descas să vă le dau. Părul trebuie făcut un pic coc ca să stăie baticul, să se așeze, că altfel cade pe spate. La sumnă. Așa. Cămașă, trebuie și batic. Da, clar. Neapărat, că dacă nu are batic, nu-i complet costumul. Și baticul în general e valoros. Da, și baticurile sunt foarte scumpe, care de astea, de la fabrica aia de mult, sunt foarte scumpe. Cât ajunge un batic? Ajunge între 100 de lei și 5, 6, 10 mii de euro. Așa mii mult? De euro? Da. Oh, Doamne, dar cu ce cusute făcute celelalte? Alea, 5 alea mii vechi. De euro? Alea vechi sunt de mii de euro. Ah, din da. Astea care s-au făcut copii după ele, au ajuns și să fac foarte frumoase și foarte reușite, numai că materialul nu-i deci ăla. Dumneavoastră vă dați seama dacă un batic da, dacă o văd de la distanță de 100 de metri, eu știu că e aia veche sau e aia, chiar dacă ar fi cât de nouă. Că deci este care e păstrată bine și nu arată veche. Nu aveți ochiul deosebit. Format, știți? Da, le cunoaștem. Oricum se cunosc, așa? Ca un buletin, care l-ai vedea un buletin și o copie. În cazul în care doriți o ie de aici din Maramureș, lucrată manual. Și manual și brodate fac. Brodate la care sunt modele mai noi acum. Lăsăm numărul pe ecran, îl punem și în descriere în cazul în care doriți să vă achiziționați o ie tradițională de aici din Maramureș și apelați cu încredere la doamna Maria. Da. E foarte, foarte pricepută, ce să mai... Experiența își spune cuvânt întotdeauna. Ion este pe jumătate om și pe jumătate maramureșan. El nu e complet, că ceva da, îi strică... Lipsesc pantalonii la dungă, trebuie la cămașă. Altceva. O piruietă, te rogăm, Ion. Sunt pe jumătate maramureșan, nu mă filmez de sus. Se poartă pantalon la dungă și pantof. Și pălărie. Am uitat să spun asta, să specific, nu se face pe pânză subțire.
Să face pe pânză groasă ca să aibă ținută, că altfel stă dăbălată. Și trebuie să stai maramureșanul, țanțuș. Cu mușchi, cămașă cu mușchi. Dar sunt mândri maramureșenii, nu? Da, de portul lor. Mândri, așa e mândru, cu portul lor și cu munca lor, dar așa e corect, nu se mândresc. Dar urmează să facem ceva tradițional, nu? Să gătim. Da. Ce să facem plăcinte. Plăcinte. La cuptor. Da. Nu la cuptor, le facem acolo pe plită. Cu plită, ce bine. Pe plită. Mamele noastre, bunicile noastre s-au făcut dintotdeauna plăcintă și s-au săturat copiii și dacă a fost o zi de post. Și o rețetă veche, presupun, nu? Da, e foarte veche și foarte simplă. Abia așteptăm. Mulțumim frumos că ne-ați îmbrăcat așa frumos, festiv. De sărbătoare. De sărbătoare, da. Fiecare localitate are altfel de port. A, da? De să diferă și culoarea la zadie. Asta se numește zadie. Și culoarea la zadie s-ar putea să fie fără vârsta asta, s-ar putea să fie alte culori, albastru sau... deci în vârsana așa s-au purtat pe vremuri, obtinși de oargă, din piele de vacă, strinci de lână. De lână din asta, ca la noi, țurcană, de oaie țurcană, Să toarce și s-a făcut manual. Și apoi așa, zadie, sumnă, stan, cum am zis tot așa, pânzătură, zicem la pânzătură batic. Pânzătură la batic? Da. Gata, suntem pregătiți de treabă. Mergem la plăcinte înainte, la război înapoi. Gata, trecem la treabă. Trecem. Primul lucru, noi ne spălăm pe mâini. Ne-am spălat. Eu m-am spălat la chiuvetă. Dăm făina prin sită, ca nu cumva să fie ceva. Să nu fie plină sita, că atunci nu se cerne. Să aibă aer. E și Octavian aici cu noi, un ajutor de nădejde. Un lucru important e să punem sare, să nu fie nesărace, că atunci nu mai are gust. Nu se pune tare multă. Apoi, într-un vas, se pune drojdia. Și să pune apă peste drojdie, să fie călduță, să nu fie fierbinte. Dacă se pune fierbinte, să opărește și nu mai dospește. Și să pune un pic de zahăr, dospește mai repede aluatul, nu mult, un pic, așa, simbolic. Apoi se amestecă drojdia cu mâna, până să... topește. Ar fi potrivit sarea să rămână într-o parte, să nu se amestece cu drojdia, că nu se potrivesc ele împreună. Facem așa un loc, după aia se amestecă ele, dar să nu se ia direct. Și se poate apuca de frământat. Și tot ne mai punem apă. Adăugăm așa până se omogenizează. Am pus și câteva ouă ca să fie de dulce. Punem un pic de lapte în apă ca să se ruminească mai bine. Are socăcită, are șorți pe dinainte. Exact, m-a pregătit doamna Maria, vezi, mi-a dat șorți. Nu de alta, dar... Da, scos tisitoarea. Cred că sunt cele mai scumpe haine pe care le-am purtat eu vreodată. Clar, de departe. Dar toți maramureșenii au haine tradiționale. Nu e om dacă nu are. Corect, am uitat, da. Foarte important. Dar anunțile se fac tradiționale aici? Da, și mirele și mireasa se îmbracă, chiar dacă se îmbracă jumătate noaptea și în rochie. Da. Că au haine și domnești și țărănești. Da, e frumos că respectă tradiția. Și am fost astăzi la mănăstirea Bârsana și am văzut foarte mulți localnici îmbrăcați în... traie populare. În fiecare duminică? Da, se tot merge așa și iarna, sunt haine de iarnă. Oh, ce frumos! Deci nu doar când e sărbătoare mare sau un eveniment special, ci în fiecare duminică. În fiecare duminică. Pe de-aia toată iarna lucră femeile și fac cămeș, vară să aibă. Să aibă ce... Și la fiecare sumnă și alta cămeșă și să-și asorteze. Iar care... așa au și o concurență, nu? Între... Da, care mai de care. Acum toată lumea nu-i nimeni, că de mult să vedea cine erau mai avuți, aveau haine mai scumpe, mai mândre. Dar toată lumea muncește și toată lumea are. E bine. Da, e foarte bine să nu sufere nimeni, că
Și bărbații se îmbracă sau doar femeile? Și bărbații. Și bărbații. Femeia îi face și la bărbat când își face ei. A, și copii am văzut. Și copilașii cât ar fi de mic și la botez în costum. Ia auziți, da, ce frumos. Sunt costume și de botez. Ion, știți ce faci în spatele camerei? Eu degustă Horinca, dar ajungem și la capitolul ăsta cu Octavian. Dacă ajungem în Maramureș, primul lucru. Mulți ani, bine v-am găsit, da. Sunteți oameni faini. De ce te strâmbi, Ion? Nu e bună Horinca? E tare, dar bună. E aromată. E tare bună. Tare e tare bună, bună. Cu cât te frământa mai mult, cu atât mai bune. Dar dumneavoastră acum faceți pentru 122.000 de oameni care ne privesc. Să, eu le doresc poftă bună la toți să vină să mănânce. Sunt și bune și curate și sănătoase. Și acum le lăsăm la dospit? Acum le punem la dospit, punem așa sucitorul. Să crească până la nivelul ăsta. Da, și le acoperim. Gata, ne vedem în etapa următoare. No, bine, a venit momentul să degustăm Horinca. Eu cu Andreea, eu am tras cu ochiul înainte, pot să spun așa. Am degustat-o cu Octavian, mie mi-a plăcut mult. Sunt curios de reacția Andrei. Eu nu prea, adică mie nu-mi place tăria. Nici mie, dar asta pe e bună. Care dau e afinată, e băubilă. Da? Da. Hai, noroc. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, mulțumim. Mulțumim pentru așa primire frumoasă. Mulțumim. Mulțumim. Hai, sunt curios cum ți se pare. Tare! 52 de grade? Da, da. Te păcălește, nu? Da. Un pic, dacă bei un pahar. Mulți ani, bine mulți ani, bine v-am găsit. Octavian, cea mai bună gazdă. Mulțumim! Gata, a dospit, a luat, da. A crescut. Uitați-vă, uitați-vă ce grăsuț e. Ce frumos arată. Da, arată bine. Ce facem mai întâi? Întâi facem, le facem și le punem pe ștergură, cum se zice la noi astea ștergură. Pe prosoape. Da, noi ștergură. Pe ștergar. Și luăm așa, punem, facem focul și le facem ca să dospească un pic. Uh-huh. Până să punem uleiul să se încingă, să fie încins. O scutărăm de făină ca să nu, să nu fie, să se... Lasă în ulei făina să ardă, că apoi să amare. Octavian acolo în spate se ocupă de foc. Fiecare cu treaba lui aici, vezi, Ion filmează. Nu stăm deloc. Nu stă nimeni aici, toată lumea muncește. Super! Aici ești un focit bun. Avem brânza de oaie din caș, o măcinăm sau spărmăm da. Așa și să punem un pic de sare la 10 kg de brânză, o lingură de sare, dar nu se pune multă, ca să acrea foarte tare. Să lasă o zi, două la aer și la dospit nu o punem direct în congelator. După aia o facem bucăți, o punem în congelator și o vidăm. Deci nu facem plăcinte cu brânză dulce? Nu, e brânză de oaie sărată. Dar chiar se poate folosi și brânză dulce, nu? Se poate cum vrei, și gem și orice, orice și cu măr. Știți cum o facem? Pe o parte să punem brânza, nu peste tot. Așa, într-o parte, ca să se așează peste tot. Ok. Și apoi se întoarce, luați așa și o puneți așa. Și se lipește, nu? Și o lipim. Oh, simplu. Da. Și ea o să crească frumos. Da. O să crească, brânza se întinde. Punem ulei mult să se întindă, ca să crească. Și este mai bune la plită, nu? Decât la ragaz. Orice mâncare e mai bună pe plită. Probăm uleiul dacă e încins. Dacă se ridică deasupra, e încins. Dacă stă la fund. Încă nu, e încins? Încă nu. Nu e prea încins.
Astea sunt simple, nu? Da, simple. Le facem prima dată. Dacă le facem prima dată cu brânză, apoi să uleiul primește gust de brânză sau să mai arde, nu e așa de potrivit. Ne spuneam la astea turtițe. Turtițe? Da. Noi zicem plăcinte. În Maramureș așa să știe. Ce-mi place sunetul ăsta de foc, da. Cum pocnește. Da, da, da. Să mănânce socăcița, că cine reface zice că e socăcița. Cu miroase, yummy. No, împărțiți-o acum. Împărțim, da. Acum cât e caldă, că e... Da, miroase ca la bunica. Ce bun e. Dar să știi că e diferit aluatul puțin de turtele pe care le facem noi acasă la părinți. Parcă are alt gust aici. Delicioasă, foarte bună. Cu lapte, da, cu mere. Cu lapte o să meargă sau cu iaurt. Ha. Foarte bune. Au așa un gust ceva special, o aromă specială, dar nu-mi dau seama de ce. Mâna percepută. Da. În primul rând. Trebuie să știi câți frămânți aluatul. Foarte bună. Nota 20. Da. Doamna Maria. Mulțumim, doamna Maria. Mulțumim mult. Ar fi grozave. Să se facă în interior, să nu dai direct aerul pe ele, că le cojeau un pic. E bună? E ce trebuie? Da, uitați-vă cum se întinde brânza de oaie. Yummy. Delicioasă. Cu ce se compară? Se compară cu nimic. E unică. Ăsta era răspunsul. Da. Foarte venitoare. Mulțumim, doamna Maria. Să vă fie de bine, mă bucur că v-am fost de folos. Foarte bune, și cu un pahar de lapte rece, merg la fix. De minune. Da. Mulțumim tare mult, doamna Maria, din mâinile dumneavoastră ies niște plăcinte excepționale. Mulțumim și o bucurie că v-am cunoscut și că ne-ați învățat astăzi această rețetă și o să ne mai vedem în curând. Că și venim acasă. Mă bucur că v-a plăcut și să știți că toate ies din mila lui Dumnezeu. Noi n-avem niciun merit. Decât Dumnezeu, dacă ne dă darul la fiecare și trebuie să înmulțim talentul, dacă la toți ne dă Dumnezeu câte un talent sau mai mulți, dar trebuie să avem grijă de ei, să nu-i îngropăm. Da, mulțumim mult și sunteți o inspirație pentru noi, că sunteți așa o femeie puternică, zdravănă. Faceți și multe. Ii. Și ii, și no. Femeie de afaceri sunteți. Trebuie să facem, că altfel nu putem trăi, trebuie să ne câștigăm în pâine cumva. Da, mulțumim tare mult și abia așteptăm să venim acasă, să trecem pragul. Vă aștept cu mare drag să-mi vedeți toate cămeșele câte le-am făcut. Abia așteptăm. Noi ne vedem un pic mai târziu după ce mai mâncăm una, două, trei, patru plăcinte. Mulțumim! Doamne ajută! Am rămas eu la butoane sau la tigaie și mai avem câteva plăcinte de copt, vreo 4-5, după care stăm și noi la un pahar de horincă, de lapte, fiecare după cum preferă. Și apoi diseară o să facem baie în ciubăr pentru că o să ne pregătească Octavian apa și abia așteptăm relaxare totală. Astăzi răsfăț din toate punctele de vedere. Am început bine călătoria prin Maramureș, ce să zic, chiar îmi place. Chiar astăzi mi-am dat seama, când am mers la Bârsana, că această locație, Casa Colț din Maramureș, Ocna Sugatag, este una foarte bună dacă vreți să vizitați Maramureșul. Și uitam să vă zic asta, mi-a amintit acum Ion, are o poziție strategică, se află chiar în inima Maramureșului și de aici puteți vizita foarte ușor cele mai importante obiective. De aceea noi am ales să venim prima oară aici. Sigur că o să mai mergem și în alte locații, dar mi se pare locul ideal de unde să încep călătoria și chiar să o continui și să o închei, pentru că ești la 30 de minute de Bârsana, la 20 de minute, să zic, de Săpânța, la 20 de minute de Sighet și poți să bifezi cele mai importante obiective. Văd că mi se arde plăcinta. M-am speriat că m-am dat la vorbă, dar ne-am încins foarte frumoase costumele. Câtă migală, câtă dăruire, câtă determinare, că despre asta este vorba. La revedere, doamna Maria, foarte drăguță.
Și da, e o adevărată maestrie, o adevărată artă să realizezi așa ceva, să iasă din mâinile tale așa ceva. Jos pălăria și o să mergem la doamna Maria, o să ne mai ducă la câteva femei artizani din zonă și abia așteptăm să le cunoaștem. Nu uitați, dacă vreți să vă comandați și voi o iei așa de frumoasă, precum a mea sau a doamnei Maria, sunați-o. Sunt sigură că o să iasă din mâna ei cele mai frumoase ii din Maramureș. Ne vedem mai târziu. După o zi de poveste, marca Maramureș încheiem cum altfel, dacă nu un ciubăr cu un pahar de vin de zmeură, nu oricum, nu cu horincă, că e cam tare, într-adevăr, pentru gusturile noastre, dar da, a fost o zi minunată, minunată, o incursiune perfectă, extraordinară în Maramureș, în tradiții, în obiceiuri. Am întâlnit oameni deosebit de frumoși, inspiraționali, blânzi, buni cu noi și pentru asta suntem foarte recunoscători. Chiar a fost o zi nemaipomenită. Am mâncat, am râs, am băut. Ce să-i facem? Despre asta e Maramureșul. Ne-am simțit extraordinar de bine aici, la Casa Colț din Maramureș și vă încurajăm și pe voi să veniți dacă vreți să trăiți experiențe similare, mai frumoase decât ale noastre. Noi încheiem aici vlogul, Ion, te aștept și pe tine în ciubăr la un pahar de vin. Imediat. Doamne, ce seară frumoasă, nu știu, am așa o energie bună, foarte, foarte fain. Pentru că Andreea a terminat de editat și un vlog. Da, am fost foarte harnic astăzi, nu doar că am făcut plăcinte, am făcut și un vlog extrem de complex. Abia aștept să văd stelele, pentru că am auzit că cerul aici se vede extraordinar și a fost o zi senină, deci prin urmare se anunță o noapte frumoasă. Vă pupăm, nu uitați like dacă v-a plăcut acest video, lăsați-ne și un comentariu, abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja și ne vedem păi mâine cu aventuri fabuloase din, nu zicem de unde, din altă țară. Din altă țară, schimbăm țara. Oare unde mergem? Să vedem dacă ghiciți. Scrieți în comentarii.